La 23 martie 1914, părintele Haralambie Balamace a fost ucis la Corcea, în Albania, de antarții greci pentru simplu fapt că apăra identitatea românească și pentru că slujea în limba română. Același sfârșit l-au împărtășit peste 1000 de români și aromâni din Balcani, învățători, profesori, preoți și chiar elevi. Astăzi ei au fost comemorați la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală. Românii din Balcani, care și-au pierdut viața în timpul persecuțiilor antarților greci, au fost comemorați astăzi la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Slujba parastasului a fost săvârșită de Părintele Consilier Patriarhal Florin Șerbănescu, care în cuvântul de învățătură a vorbit despre unitatea de neam și de credință. Este o realitate istorică pe care noi suntem chemați, suntem datori să o păstrăm, să o respectăm și să ne amintim pe toți cei care au fost și nu mai sunt, cei care în această petrecere au pus și credința lor în Hristos și în dăinuirea neamului românesc și și-au jertfit viața pentru acest nobil ideal, acest nobil sel și pentru comuniunea și unitatea românilor. Așa încât o zi ca aceasta, statornicită din fericire cu sprijinul acestui Institut Eudoxiu Hurmuzachi pentru reamintirea jertfelor acestor eroi din Balcani, este un prilej binevenit și va fi de acum înainte un prilej binevenit pentru a rememora și pe acești români care au fost păstrători ai tradiției și în sufletele cărora și în ale celorlalți care au continuat această tradiție până în vremea noastră, dăinuie această frumoasă flacără a unității neamului românesc. În data de 23 martie 1914, părintele Haralambie Balamace, împreună cu alte sute de români, au fost omorâți în localitatea Corcea din Albania. S-a rânduit să facem și noi rugăciune pentru cei care au plecat la cer, purtând cununa martirajului, cum este exemplul acesta desăvârșit a părintelui Haralambie Balamace. Iată, el avea un patron spiritual care este tot mare mucenic al bisericii. Dragostea lui pentru ceea ce a fost și ceea ce a mărturisit a fost atât de înaltă și de sfântă, încât și-a dat propriul sânge. Nouă ne rămâne datoria ca să-i pomenim și vom pomeni și la Sfântul Proscomidiar în această biserică a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu. Comemorarea românilor uciși în Balcani a fost organizată pentru prima dată anul trecut, la inițiativa Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni. Este și datoria noastră de a lega istoria de istoricitate. Sigur că există o cinstire a eroilor români, a eroilor martiri, ai revoluțiilor, însă de anul trecut, la solicitarea Societății Culturale Macedo-Române, am ajuns la concluzia că este important să cinstim și să comemorăm și pe eroii din Balcani. Așa a apărut anul trecut prima ediție și am legat de data de 23 martie, pentru că atunci a fost ucis preotul Haralambie Balamace, împreună cu alții 300 de aromâni. Sigur că sărbătoarea prin el se adresează tuturor celor care s-au jertfit în Balcani și intenția noastră este ca ea să intre în conștiința românilor ca o pomenire și o prețuire în același timp. Devine o tradiție și lucrul ăsta este foarte important și din păcate lipsește multe locuri, tradiția. Devine o tradiție să ne întâlnim pentru a cinsti, pentru a-i pomeni, a nu-i uita pe aceia care s-au jertfit pentru limbă, pentru neam, pentru unitatea românilor. Se vorbește despre cinste, corectitudine, verticalitate și lucrul ăsta nu se rupe de sacrificiu.
pentru că dându-și viața și încă într-un mod martir, au arătat că există lucruri mai prețioase decât viața proprie și este vorba despre viața comunității, despre o viață care reprezintă o unitate peste munți, peste ape, o unitate de suflet. Evenimentul se află la a doua ediție și a fost organizat de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, în parteneriat cu Societatea de Cultură Macedo-Română și Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni.